18 noiembrie marchează la nivel mondial ziua de comemorare a victimelor accidentelor rutiere, statistică neagră și la Poliția Rutieră în Reghin. Chiar dacă anul acesta numărul accidentelor grave este în scădere, numărul victimelor rămâne constant. Ne-am înregistrat cu număr de 17 accidente grave, soldate cu decesul la 9 persoane și rănina gravă a altor 10 persoane. Față de anul trecut, înregistrăm o scădere. Numărul persoan decedate este sensibil egal cu cel de anul trecut, deși numărul accidentelor a scăzut. Tragediile de pe străzile reginene au ținut ca pe ace opinia publică. Mii de oameni au urmărit la TV și pe internet știrile despre accidentele mortale. Nu se pot însă uita patru decese. Accidentele cu cel mai mare impact, cel de la începutul anului, când ne-am cu două accidente rutiere grave, unul în municipiul Reghin, soldat cu decesul unei persoane, și cel de-al doilea pe raza comunei Batoș, soldat cu decesul a două persoane, și indiscutabil acest ultim accident care s-a petrecut luna trecută în orașul Reghin, soldat cu decesul la două persoane, mă refer aici la accidentul petrecut pe podul de pe strada Iernuțeni. Să ne amintim că pe 13 iulie anul trecut de în drum spre Spitalul Județean fostul director al Casei de Cultură, Emil Șerbenescu fusese lovit pe trecerea de pieton în centrul orașului de un șofer tânăr. Cercetările în acest caz s-au încheiat. Familia victimei spune că, deși probele împotriva șoferului sunt zdrobitoare, acesta este încă liber în așteptarea deciziei judecătorului. Fiul victimei plânge și acum când își amintește. O tragedie nu se poate descrie durerea. Suntem pur și simplu debulosați. Ne-a nenorocit pe toți, soție, copii, nepoți, frați și surori. Am rămas cu sechele și depresii. Cerem instanțelor de judecată să pedepsească inculpații care comit ucidere din culpă pe trecerea de pietoni, să fie pedepsite persoanele respective exemplar ca să nu se mai repete în viitor și să li se dea condamnare cu executare. Aprilie 2009, altă familie rămânea nenorocită pe viață după ce fiul de doar 18 ani era lovit la trecerea de pieton de o mașină. Inima băiatului a încetat să bată după 10 zile de comă. Eu în credința asta trăiesc o odată și odată când normal că toți o să ajungem cândva acolo și o să mă întâlnesc cu el și o să-mi povestească cum a fost că nimeni nu știe. Deci și martorii care au fost nimeni nu nu putea să-mi zică exact cum s-a întâmplat. Probabil că sunt unii care nu sunt făcuți pentru a conduce o mașină și să reacționeze la un moment dat așa cum trebuie. La nivel național, până la începutul toamnei, și-au pierdut viața în accidente peste 1200 de persoane. Principalele cauze, viteza excesivă, neadaptarea la condițiile de drum graba a pietonilor. Anul acesta, polițiștii au reținut peste 10.000 de permise de conducere pentru viteză excesivă. Peste 120.000 de pietoni au fost priși traversând neregulamentar. Nici o statistică nu poate însă cuprinde disperarea și durerea celor rămași în urma victimelor. Dacă am putea simți în locul lor, Poate ar dispărea crimele de pe șosele.